Haideți acum să citim cuvântul lui Dumnezeu pentru studiul din seara aceasta, cuvânt pe care îl găsim în Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 6. Vom studia cu ajutorul Domnului mesajul către biserica din Sardes. Îngerului bisericii din Sardes scrie: iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar, cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Imnul României începe așa: deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de tirani. Și mai urmează multe strofe după cuvintele acestea: deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte. Și iată că românii cântă imnul acesta foarte des și totuși România nu se trezește. În România există un spirit de apatie și de resemnare extraordinar. Și priviți la un exemplu concret. Când cu câțiva ani în urmă, ca să se ia măsuri care să întâmpine criza aceasta economică, s-au tăiat salariile cu 25%, au ieșit în fața guvernului câteva sute de români, majoritatea bătrâni poate, sau pe interese politice, și au scandat anemic acolo că se vrea reformă pe bune și că să plece guvernul și toată șleacta de politicieni. Pe de altă parte, gândiți-vă la ce s-a întâmplat în Grecia când aceleași măsuri au fost luate, să li se taie salariile cu nu știu cât la sută. Au ieșit în stradă 10.000 de oameni care au devastat Atena, s-au luptat cu forțele de ordine și au transmis un mesaj că noi nu ne lăsăm cu una, cu două. Grecia au o natură de luptători. Românii au zis: a, am trecut noi prin lucruri și mai grele, întoarcem perna pe partea cealaltă și dormim de-a binelea. Deșteaptă-te, române, în fiecare zi se aude în țara noastră și totuși românii dorm bine. Nouă românilor ne place perna. Ne place placuma, ne place somnul și ne vine greu să ne trezim la viață și să facem lucruri care să aducă binele țării noastre. Nu doar României îi place somnul, noi observăm că și bisericii îi place somnul. Și în ciuda situației în care ne găsim de multe ori, ne place să dormim de-a binelea. Dumnezeu ne cheamă prin tot felul de mijloace. Dumnezeu ne cheamă la reformă. Dumnezeu ne cheamă la trezire și noi stăm frumos în bancă, ne uităm la predicatori, îi ascultăm, dar predică frumos. Dar frate, eu mai am o oră de somn. Nu te deranja prea tare. Nu predica prea cu râvnă, că nu mă trezești din somnul meu orice îi face tu. Și așa suntem de hotărât să dormim, încât Dumnezeu uneori se vede să întreprindă metode care să ne șocheze. Pentru că mesajul către biserica din Sardes este acesta: deșteaptă-te, trezește-te din somnul morții. Biserica din Sardes se află într-o situație teribilă. Este prima biserică pe care o studiem în care situația este de-a dreptul alarmantă. Am observat că de obicei bisericile pe care le-am studiat aveau o parte dominantă care în unele era partea pozitivă și aveau o parte secundară, aveau și lucrurile pe care Dumnezeu încearcă să le reformeze și să le schimbe. Fiecare dintre noi, la rândul nostru, avem o parte dominantă a vieții noastre, care la unii e partea bună, la alții e partea rea, dar și cei care au o parte bună, dominantă, au și ei lucrurile, că nu există om bun desăvârșit pe fața pământului. Și atunci noi trebuie să ne uităm în ce parte trage balanța vieții noastre. Sunt mai multe lucruri rele care trag în viața noastră? Sau lucrurile alea bune
sunt lucrurile care domină viața noastră. În biserica din Sardes, balanța era înclinată vertiginos în partea rea. Dumnezeu nu găsește lucruri bune la biserica aceasta. În afară de o laudă tardivă, așa ai câteva nume, care nu și-au mânjit hainele, Dumnezeu se vede nevoit să tragă o concluzie care produce o stare revoltătoare în inimile noastre. Ești mort. Ești mort. O biserică care se află într-o stare deplorabilă. Și totuși, aș vrea să arăt prin ajutorul lui Dumnezeu că harul strălucește chiar și în această biserică. Și dragostea lui Dumnezeu se manifestă chiar și în această biserică moartă. Dumnezeu își caută biserica chiar și atunci când se află într-o stare de moarte. Și dați-mi voie să vă spun că aceasta e dragoste. Acesta e har. Pentru că Dumnezeu ar fi putut să spună, ai ales să mori? Du-te! Nu mai am treabă cu tine! Ești mort, ce să mai fac un mort? Dar totuși Dumnezeu își caută biserica și încearcă să o restaureze și încearcă să o pună iarăși într-o stare după voia lui Dumnezeu. Și aceasta se cheamă dragoste, se cheamă har. Dumnezeu nu ne abandonează cu una cu două. Dumnezeu nu renunță la noi cu una cu două. Ne caută chiar și într-o stare de moarte și pe urmele tale și te urmărește până la finalul vieții tale, pentru că vrea să-ți salveze sufletul. Și Scriptura spune că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci să se întoarcă din starea lui cea rea și să vină la mântuire. Dumnezeu ne caută, Dumnezeu își caută biserica, pentru că vrea să o restaureze. Ce anume omoară o biserică? Cum poți să fii mort și totuși tu să crezi că ești viu? Cum poți oare să vii la biserică, să te închini Domnului, să predici, să spui poezii, să faci slujbe frumoase și totuși Dumnezeu să zică despre tine, degeaba, ești mort? Ce anume omoară o biserică? O să ajungem să dăm răspuns la această întrebare mai târziu. Iată cum se prezintă Hristos acestei biserici. Știu, versetul 1, scuzați-mă, iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Ca să putem înțelege Apocalipsa, trebuie să pricepem că numerele, ca regulă generală, sunt simbolice. În literatura biblică, numărul 7 reprezintă perfecțiunea, desăvârșirea. În Apocalipsa avem 7 sfeșnice, 7 stele, 7 peceți, 7 trâmbițe, 7 potire, 7 ochi, 7 coarne, 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Toate acestea sunt numere simbolice care arată perfecțiunea sau desăvârșirea lucrului pe care vrea să-l facă Dumnezeu. Profetul Zaharia ne spune că Dumnezeu are 7 ochi care cutremură pământul. Acum nu trebuie să ne imaginăm că îi sar ochii din cap lui Dumnezeu și încep acum să fugă pe întreg pământul. Este o imagine puțin șocantă pentru mintea noastră. Să ne sară ochii ăștia doi și să fugă unul în dreapta, unul în stânga. Nu așa trebuie să ne imaginăm noi lucrurile. E clar că aici se folosește un limbaj figurat, metaforic. E profeție ascunsă în mesajul acesta. Cei 7 ochi ai lui Dumnezeu care cutremură pământul sunt o imagine a Duhului Sfânt, care vede tot ce se întâmplă pe pământul acesta. În Apocalipsa, capitolul 4, versetul 5, ni se spune că înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Are Dumnezeu 7 duhuri sfinte? Nici de cum. Noi știm că este un singur duh. Dar Duhul acesta se manifestă în mod desăvârșit și de aceea este folosită imaginea aceasta celor 7 lămpi de aur. În Apocalipsa 1:20 ni se spune că cele 7 sfeșnice de aur sunt 7 biserici. Nu erau doar 7 biserici pe fața pământului, dar Dumnezeu alege 7 biserici locale pentru a vorbi despre biserica lui de pe fața întregului pământ. Duhul Sfânt, reprezentat prin cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, nu vrea să spună altceva decât că prezența Duhului, într-un mod desăvârșit,
este în cele 7 biserici, este în biserica lui Dumnezeu. Duhul Sfânt locuiește în noi, pentru că noi suntem templul Duhului Sfânt și locuiește într-un mod perfect, într-un mod desăvârșit. Cel ce ține cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu se referă la faptul că El trimite Duhul Sfânt. Mă duc la Tatăl și îl voi ruga să vă trimită Duhul Sfânt. Cel ce are 7 stele, știm la ce se referă. Cele 7 stele reprezintă conducerea bisericii. Îngerul bisericii, mesagerul bisericii. Înțelege încă de la început că în Sardes problema principală pleca de la conducere. Problema principală în biserica din Sardes pleca de la conducerea bisericii. Aceștia nu se mai subordonau autorității lui Hristos și au însușit o autoritate care nu era a lor și făceau ce vroiau în biserică. Și Dumnezeu se vede nevoit să ne reamintească. Cel ce ține cele 7 stele în mâna lui sunt eu, zice Domnul. Nu voi aveți autoritate deplină peste biserică, le spune Domnul liderilor bisericii. Și eu sunt cel care am autoritate deplină peste biserică. Pe undeva, problema bisericii din Sardes era asemănătoare cu problema bisericii din Efes. Pentru că la fel îi spune și Efesului, cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă. Îmi imaginez că îndatoririle fără pasiune din Efes au devenit ritual în Sardes. În Sardes, Duhul Sfânt a fost îndepărtat. Biserica din Sardes se conducea doar după principii omenești. Se organizau doar după cum era mintea conducătorilor lor. Ei nu stăteau să-L întrebe pe Domnul. Ei nu stăteau să se sfătuiască cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu era în ecuația aceasta. Era îndepărtat. Și atunci Dumnezeu le spune, eu țin cele 7 duhuri, eu țin conducerea bisericii, cu alte cuvinte, nu luați hotărâri fără mine. Nu luați hotărâri care nu vin din Duhul meu, pentru că atunci veți avea de-a face cu mine. Oare câte biserici astăzi, dragii mei, când sunt gata să ia niște hotărâri, se sfătuiesc cu Dumnezeu? Oare cât stau cu Biblia în față și cer lumină de la Duhul Sfânt ca să priceapă care e voia lui Dumnezeu pentru biserica lor? Care e voia lui Dumnezeu pentru generația lor? Câți dintre noi stăm în fața lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, luminează-ne ca ceea ce hotărâm să fie inspirat de Tine? Stăm, citim din clasicii și din păstorii renumiți și spunem, nu frate, noi așa credem că e bine. Doar e și voia Domnului? Biserica din Sardes nu era interesată de ce spune Duhul lui Dumnezeu. Hotărau după cum debita mintea lor. Și atunci Domnul Iisus se vede nevoit să intervină. Iată cum descrie El starea bisericii. Știu faptele tale, că-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Îți merge numele că trăiești. Sardes era o biserică faimoasă. Era o biserică apreciată de celelalte biserici. În zona lor avea un nume bun. Măi, o biserică bună. Are turn, are cruce, are laudă și închinare. Are stație, are fanfară, mormântările sunt asigurate de fanfara bisericii. Îi merge numele că trăiește. Are o faimă extraordinară. Și totuși Domnul Iisus ne arată în versetul acesta un principiu. Frați și surori, faima nu-ți garantează niciodată binecuvântarea. Indiferent cât ai fi de faimos, indiferent de ce nume ți-ai construit de-a lungul anilor, faima aceasta pe care o ai nu-ți garantează binecuvântarea lui Dumnezeu. Te interesează oare mai mult ce spun cei din jur despre tine? Sau te interesează ce spune Dumnezeu despre tine? Biserica din Sardes era preocupată de renumele lor, de faima lor, de ceea ce spun celelalte biserici. Și aveau un nume bun. Aveau un nume bun. Dar Hristos, care are ochii ca parafocului, s-a uitat în biserica lui și concluzia a fost total diferită de cum își imaginau ei. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Ce înseamnă moartea? Ce înseamnă moartea? Definiția de dicționar spune așa. Oprirea definitivă a tuturor funcțiilor vitale
ale unui organism înseamnă moarte, oprirea definitivă a tuturor funcțiilor vitale ale unui organism înseamnă moarte. Acum însă trebuie să fim atenți că moartea se instalează în cel puțin două etape. Nu se moare dintr-o dată. Se instalează în câteva etape. Prima etapă a morții este așa numită moarte clinică. Când inima nu-ți mai bate și plămânii nu mai funcționează. Omul intră în stop cardio-respirator. Dar omul nu este declarat mort în starea aceasta. Pentru că mai sunt șanse să fie resuscitat. Și se va încerca resuscitarea lui, care în multe cazuri se va reuși. Dar omul nu este declarat mort când inima nu-i mai bate sau plămânii lui nu mai funcționează. A doua fază a morții este moartea biologică. Când creierul nu mai transmite impulsuri electrice, nervoase, către organism. Când creierul încetează să funcționeze, atunci se instalează moartea. Și omul este declarat mort. Este mort de-a binelea, spunem noi, în momentul în care creierul nu mai funcționează. Uitați un caz biblic. Eutich, un tânăr plin de râvnă, îl ascultă pe Pavel, care, observăm, obișnuia să predice lung. Și omul ăsta stătea pe pervazul geamului, la etajul 3, și de lung ce vorbea Pavel, a adormit, probabil după o zi de muncă. Așa cum de multe ori și unii dintre noi mai dormim în bancă. După o zi de muncă, după o săptămână obositoare, e mai greu să ne trezim. Slavă Domnului că nu ne predică păstorul vreo 7 ceasuri, că atunci am dormit de-a binelea. Și Eutich, în somnul lui, nu-și mai poate controla mișcările, cade de la etajul 3 și frații se duc repede la el. Ce declară despre el? E mort. I-au ascultat inima, au văzut că nu mai respiră și ce au declarat? A murit. Apostolul Pavel vine și în schimb dă altă declarație. Duhul lui este încă în el. Prin Duhul lui Dumnezeu a sesizat că la nivelul creierului exista încă activitate. S-au rugat pentru el și Dumnezeu l-a adus la viață. Omul nu este declarat mort când inima lui nu mai bate. Versetul 2 spune așa, din Apocalipsa 3. Vechează și întărește ce rămâne care e pe moarte. Între versetul 1 și versetul 2, în aparență există o contradicție. În versetul 1 spune, dar ești mort. În versetul 2 spune, ești pe moarte. Păi ori ești mort, ori ești pe moarte. Și atunci noi putem, folosind imaginea aceasta a etapelor morții, să înțelegem pasajul acesta. Biserica din Sardes era în stop cardiorespirator. Dar n-a fost declarată moartă. Pentru că încă la nivelul creierului existau semnale. Hristos, capul bisericii, transmitea încă semnale ca să-și aducă biserica la viață. Și de aceea spune Domnul, ești mort că nu-ți mai bate inima, dar nu te declar mort, ești pe moarte, pentru că nu vreau să te abandonez. Dar acum imaginați-vă următoarea scenă. Aveți în fața dumneavoastră un om în stop cardiorespirator. Ce facem noi? Ce trebuie să facem? De urgență trebuie luate măsuri pentru resuscitarea lui. Și măsurile acestea de resuscitare sunt foarte dure. Am văzut odată pe viu resuscitarea cuiva. Atât de tare i-a apăsat pieptul, încât aveam impresia că trece cu mâna prin corpul lui. Trebuie să se pună o forță suficient de puternică care să-i pună inima în mișcare. În unele proceduri de resuscitare, sternul efectiv se rupe. Osul acesta care protejează inima și plămânii se rupe datorită presiunii. Altor persoane li se administrează șocuri electrice și vezi pe aia că sar acolo și li se face părul creț, li se administrează șocuri electrice. Uneori avem impresia că Dumnezeu așa de dur cu noi. Domnule, dacă Dumnezeu ar fi dragoste, nu mi-ar rupe sternul. Nu mi-ar administra șocuri electrice. Ne imaginăm că lângă un om de ăsta care intră în stop cardiorespirator, Dumnezeu vine cu fluierul și începe să cânte somnoroase păsărele, doar că eu sunt un Dumnezeu așa de bun, așa te iubesc încă numai mângâieri și numai binecuvântări am să trimit peste tine, frați și surori. Nu iubești pe un om dacă în stop cardiorespirator nu îi administrezi procedurile de resuscitare. Și uneori Dumnezeu se vede nevoit
să administreze bisericii sale niște proceduri de resuscitare dure. Ni se rupe sternul uneori, ni se rup coastele, uneori ni se administrează șocuri electrice, dar nu asta trebuie să ne frământe pe noi. Important e să stăm vii înaintea lui Dumnezeu. Important e să ne trezim din somnul morții și să stăm înaintea lui vii. Între moartea aceasta clinică și moartea biologică sunt câteva minute, 3-4 minute. Pentru că dacă creierul nostru stă mai mult de 5 minute fără oxigen, va experimenta leziuni care nu mai pot fi reparate. Și în momentul în care perioada e prea lungă, nu mai ai ce să faci cu omul. Imaginea pe care mi-o transmite Domnul cu privire la Sardes este aceasta. Biserica mea a intrat în stop cardiorespirator. Îi voi administra procedurile de resuscitare, dar dacă nu se trezește rapid, o voi declara moartă. O pun în sicriu și în grob. De multe ori, același lucru se întâmplă cu noi. Dumnezeu ne cheamă, Dumnezeu ne cheamă și uneori este agresiv în chemarea Lui. Pentru că știe că dacă sunt prea mult în starea de moarte, va trebui să fim lepădați. Frați și surori, este o problemă foarte serioasă care se întâmplă în biserica din Sardes. Biserica din Sardes e o biserică fără Duhul Sfânt. E o biserică fără viață. E o biserică care nu mai respiră. E o biserică din care Dumnezeu se vede nevoit să plece dacă ei nu se trezesc de urgență. Și atunci îi spune, trezește-te din somnul morții. Scoală-te din somnul morții, că nu ai mult timp la dispoziție. N-avem mult timp la dispoziție, să nu ne jucăm cu Dumnezeu. Așa de repede trece viața noastră că nici nu ne dăm seama. S-ar putea să ajungem la 70 de ani și să ne uităm în urmă spunând, Doamne, dar când au trecut 70 de ani? Așa de repede trece viața noastră. Astăzi, dacă auzim glasul lui Dumnezeu, să ne trezim. Amin? Astăzi Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să ne trezim din starea aceasta de letargie, pentru că dacă inima noastră nu mai bate pentru El, nu mai avem multe clipe. Nu mai avem multe clipe. Și este vremea să ne trezim la viață. Ce înseamnă o biserică în care locuiește Duhul Sfânt? O biserică în care locuiește Duhul Sfânt, asta e o problemă care îi frământă pe mulți, frate, dar ce înseamnă o biserică vie? Ce înseamnă o biserică în care locuiește Duhul Sfânt? Părerea mea este următoare. O biserică în care locuiește Duhul Sfânt e o biserică în care oamenii se pocăiesc. Într-o biserică în care locuiește Duhul Sfânt, oamenii se pocăiesc. Fiți atenți! Oamenii vii procrează. Oamenii morți nu pot procrea. O biserică în care oamenii nu vin la pocăință și nu se înmulțește prin Harul lui Dumnezeu, este o biserică moartă. Avem slujbe frumoase. Cântă fanfara foarte frumos. Așa de bine dormim când cântă de nu mai putem. Dar dacă oamenii nu se pocăiesc în mijlocul adunării lui Dumnezeu, biserica aceea este moartă. Pentru că o turmă, dacă nu dăm ei, n-are nicio valoare. Pentru că dacă oile nu fat în fiecare an, nu pot da nici lapte. Și apoi niciun cioban nu ține oaia doar ca să o tundă să ia lâna. Mai ales cu materialele din China acum, n-are rost să te mai necăjești, să chinui și sărmana oaie. Oile sunt ținute în primul rând pentru lapte, pentru carne și dacă o oaie nu se înmulțește, n-are valoare. Acum dacă biserica lui Dumnezeu nu experimentează creștere spirituală, creștere numerică, dacă oamenii nu vin la pocăință, Dumnezeu spune, păi de 5 ani nu s-a pocăit nimeni în mijlocul tău. Ești viu sau ești mort? O biserică vie, o biserică în care oamenii se pocăiesc. Fapte, capitolul 9, versetul 31 ne spune așa, că biserica primară, cu ajutorul Duhului Sfânt, în ultima parte a versetului, se înmulțea. O biserică în care locuiește Duhul Sfânt crește, se înmulțește. E o biserică vie. E o biserică în care va intra un om păcătos și va simți atingerea lui Dumnezeu. Ce se întâmplă cu un om păcătos când intră într-o biserică vie? 1 Corinteni 14, versetul 25 ne spune lucrul acesta. Va intra în mijlocul vostru tainele inimii lui. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 25. Tainele inimii lui vor fi descoperite, va cădea cu fața la pământ și va declara cu adevărat Dumnezeu este în mijlocul vostru. Când omul se pocăiește
Și când simte că Dumnezeu îl atinge într-un mod personal, va declara cu adevărat Dumnezeu este în mijlocul vostru. Apoi dacă intră pocăiți în biserică și nu se întâmplă nimic cu ei, vor spune, măi, cam ca la noi. Numai că la voi preotul n-are haine de alea ca la noi, n-are torță din aia care să ne afume, dar în principal cam tot așa. Și la noi se cântă, și la noi se predică. Frați și surori, e nevoie să înțelegem că o biserică naște. O biserică vie naște. Apoi o biserică în care locuiește Duhul Sfânt e o biserică în care darurile Duhului Sfânt se manifestă. Biserica e un loc în care supranaturalul se revelează. Noi suntem fii de Dumnezeu. Dumnezeul nostru e Duh. De aceea manifestările noastre trebuie să fie manifestări duhovnicești. Aduceți-vă aminte, de exemplu, că în ziua de Rusalii, Petru predică Evanghelia. Și ne spune în Fapte, capitolul 2, versetul 37, că pe când predica Petru, ei au rămas străpunși în inimă. Și au zis, fraților, ce să facem? Cine străpunge inima oamenilor? Cuvintele predicatorului? Carisma lui? Tehnica lui de persuasiune? Nu! Inima oamenilor e străpunsă de Duhul lui Dumnezeu. Și o biserică în care locuiește Duhul lui Dumnezeu e o biserică în care darurile supranaturale ale Duhului se manifestă prin predicare, prin cântare, prin prorocie, prin alte daruri pe care le manifestă Duhul lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, o biserică în care locuiește Duhul Sfânt este o biserică în care roada Duhului se manifestă. E o biserică în care toate roadele Duhului Sfânt au formă, se văd. Avem dragoste, avem bucurie, avem pace, avem îndelungă răbdare, avem dorința de a face bine, avem înfrânare, avem toate darurile Duhului, toate roadele Duhului. Apostolul Pavel spune în versetul 25 din Galateni 5, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. A umbla în Duhul înseamnă a umbla în roada Duhului. Și în momentul în care într-o biserică se manifestă roada Duhului, înseamnă că în biserica aceea e prezent Duhul lui Dumnezeu. Când într-o biserică nu e nici dragoste, nici bucurie, nici facere de bine, nici pace, că frații numai cap în cap se bat ca niște berbeci din aia care trăiesc pe vârful munților, când e dușmănie, când e ură, Duhul lui Dumnezeu nu poate să fie prezent într-o astfel de atmosferă. În momentul în care roada Duhului se vede, acolo e prezent Duhul lui Dumnezeu. Și să nu căutăm să ne înșelăm. Că, frate, noi avem o tradiție care ne garantează că îl dăm pe Duhul Sfânt din generație în generație. Nu! Duhul lui Dumnezeu nu se transmite de la tată la fiu. Și nici de la o biserică la alta. Duhul lui Dumnezeu se manifestă acolo unde oamenii se pocăiesc, pentru că sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu. Când roada Duhului se manifestă între noi, acolo e prezent Dumnezeu. Biserica din Sardes nu avea lucrurile acestea. Oamenii nu se mai pocăiau în biserica din Sardes. Darurile Duhului au fost îndepărtate. Roada Duhului a fost îndepărtată. Erau oameni străini de viața lui Dumnezeu. Și acum venim la întrebarea pe care v-am pus-o la început. Oare ce anume omoară o biserică? Pavel le spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19. Nu stingeți Duhul. Dar oare cum putem să stingem noi Duhul lui Dumnezeu? Cum putem să omorâm o biserică? În primul rând, prin acceptarea păcatului. Versetul 4 ne spune așa, totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Înseamnă că ceilalți din Sardes își mânjiseră hainele. Trăiau în păcat. Au acceptat păcatul lui Dumnezeu la nivel de organizație. Și Scriptura ne spune în Romani 8:6 că umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. În momentul în care alegem să stăm în firea pământească și să umblăm în firea pământească, lucrul acesta va aduce moarte peste noi. Și în Sardes, oamenii umblau în firea pământească. Trăiau în păcat. Se fac astăzi presiuni, frați și surori, de exemplu, ca biserica, la modul general, și când mă refer la biserică, mă refer la organizația aceasta cunoscută pe întreg mapamondul, ca biserică creștină, cu diferitele nuanțe. Acum știu că noi zicem, nu frate, că degeaba se numesc aia biserică,
că noi suntem adevărata biserică. Dar folosesc termenul acesta general de biserică creștină pentru a scoate în evidență ceva. Se fac presiuni ca biserica să accepte căsătoriile homosexuale. Și multe biserici moarte au acceptat lucrul acesta. Și nu numai că au acceptat lucrul acesta, dar probabil că și preoți homosexuali slujesc bine mersi, fără nicio mustrare de conștiință. Eu cred că o biserică vie nu va accepta niciodată această anomalie. Știți de ce? Pentru că în Genesa capitolul 1, versetul 27, ni se spune că Dumnezeu a făcut pe om după chipul său parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Când într-o căsătorie nu există decât parte bărbătească și parte bărbătească, chipul lui Dumnezeu nu e acolo. Când nu există decât parte femească și parte femeiască, iar nu există chipul lui Dumnezeu acolo. Chipul lui Dumnezeu există într-o familie unde există parte bărbătească și parte femeiască. Și noi dacă vrem să avem familii după chipul lui Dumnezeu, nu putem să acceptăm căsătorii care atentează la chipul lui Dumnezeu și pervertesc chipul lui Dumnezeu. O biserică vie nu va accepta păcatul la nivel de organizație. Se fac presiuni astăzi ca bisericile să accepte multe păcate. Și din păcate, vremurile sunt de așa natură încât mulți se compromit. Un frate profesor pe care l-am avut la niște cursuri din Belgia ne spunea că dacă păstori acolo vor să predice despre păcatul homosexualității, trebuie să consulte întâi un avocat. Trebuie să-și prezinte manuscrisul predicii avocatului, el să se uite peste ceea ce vrea păstorul să spună și să-i spună dacă e în regulă sau nu. Pentru că dacă cumva un homosexual se va simți ofensat, îl va da în judecată și riscă să facă chiar și închisoare. Și atunci el nu mai este liber să predice ce îl îndeamnă Duhul lui Dumnezeu, ci se vede nevoit să predice ceea ce îi gâde la urechile homosexualului sau oricărui alt păcătos din biserica respectivă. Biserica din Sardes a acceptat păcatul la nivel de organizație. S-au compromis și nu au mai stat fermi de partea adevărului. Apoi, o biserică poate fi omorâtă în momentul în care îmbrățișăm formalismul religios. Îți merge numele că trăiești. Doar forma e de tine. Doar ambalajul e de tine. Tu la nivel de formă ești în regulă. Ești neprigănit. Ești religios. Evlavios. Dar în interiorul tău ești mort. Biserica din Sardes este imaginea perfectă a mormântului văruit și a mortului cosmetizat. Pentru că arată bine mortul ăsta. Dar Dumnezeu îi cunoaște inima. Formă. Și ce este formalismul religios? Formalismul religios are o definiție proprie. Este un sistem diabolic în care oamenii care trăiesc în păcat capătă o liniște sufletească și își amăgesc conștiința că se vor duce la Domnul indiferent de starea în care se găsesc. Și avem oameni care au trăit în ură, în dușmănie și inima lor era cuprinsă de cele mai întunecate gânduri demonice și totuși ei în public așa de neprigăniți erau și Dumnezeu spune, tu crezi că vei intra în cer așa? Că din inima omului ies toate gândurile rele. Din inima omului ies toate vorbele urâte. Din inima omului iese dușmănia aceea. Și dacă inima nu se schimbă, nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să vă nașteți din nou. Formalismul religios este religia perpetuată a fariseilor, care au spălat paharul pe din afară, dar înăuntru este plin de otravă. Dumnezeu ne cunoaște inimile. El știe cum suntem fiecare dintre noi. Frați și surori, nu avem voie să acceptăm formalismul religios. Pentru că în momentul în care o biserică acceptă o închinare de formă, o predicare de formă, o trăire de formă, în momentul acela moartea se instalează în biserica respectivă. Formalismul religios este principalul dușman al manifestării Duhului într-o biserică. Duhul lui Dumnezeu este blocat de cele mai multe ori datorită formalismului nostru.
datorită religiei pe care noi ne-am imaginat-o și am creat-o. Și biserica din Sardes este imaginea perfectă a acestui adevăr. O biserică formalistă în care viața a dispărut. Și apoi, în al treilea rând, o biserică moare când lupii răpitori preiau conducerea bisericii. O biserică moare când lupii răpitori preiau conducerea bisericii. Uitați un exemplu. Într-o biserică din Statele Unite, destul de mare și destul de celebră, dar nu vă dau numele ca să nu căutați după aceea să vedeți despre ce biserică vorbesc, la un moment dat au intervenit câteva probleme. Nu le-au mai plăcut de fostul păstor, i-au cerut să plece, păstorul a plecat, dar n-a plecat singur, cu vreo 100 de oameni după el, și a deschis altă biserică. Și au rămas două biserici în aceeași localitate. În biserica care a rămas, conducerea a fost preluată de un păstor pe care membrii nu l-au ales, dar fiind păstor, a pus mâna pe coarnele plugului și a început să are. La un moment dat, biserica a convocat o adunare generală ca să-și aleagă sau nu păstor. Păstorul acesta a venit cu poliția la biserică ca să supravegheze lucrările. Frații, când au mai văzut și poliția, nu l-au mai ales. Și au făcut proces verbal că noi nu-l vrem pe fratele ăsta păstor. Lucrurile au mers. Un timp, la vreo câteva luni după asta, păstorul cu câțiva din biserică vin mai repede la biserică, preiau amvonul și stația bisericii. Puncte strategice. E un război de gherilă aici. Dacă deții amvonul și stația bisericii, deții aproape tot ce se întâmplă în biserică. Au preluat amvonul și stația bisericii și au început să slujească. Când oamenii au venit la biserică și au văzut ce se întâmplă și au făcut, cred că, câte o cruce mare cu degetele de la picioare și au plecat de la biserică. Și biserica s-a mai rupt odată. Și într-o perioadă scurtă, o biserică mare s-a rupt în cel puțin 3 biserici. Pentru că niște lupi răpitori au pus mâna pe conducerea bisericii. În 3 Ioan, versetul 9 și 10, ni se vorbește despre un om pe nume Diotref. Omul acesta, ni se spune în Sfânta Scriptură, nu dorea să știe de autoritatea apostolilor. Vrea să aibă întâietate între ei. Îi dădea afară din biserică. Făcea în biserică ce vroia el. Și Ioan îl mustră aspru. Pentru că în biserica lui Dumnezeu n-avem voie să acceptăm în față lupi răpitori. Trebuie să fim foarte atenți, frați și surori, la cei care ne conduc. În momentul în care un lup conduce biserica, pericolul ca să se instaleze moartea într-o biserică este foarte mare. Am fost odată cu frații din comitet la noi la un cerc de rugăciune și o soră a avut o vedenie despre un frate din comitet. Îl vedea că avea o grădină cu flori foarte frumoasă și el avea o stropitoare. Și așa de vesel, uda el pe acolo florile, era o imagine în aparență idilică. Ce mult ar vrea slujitorii bisericii să fie văzuți de Domnul cu o stropitoare că udă florile Domnului din biserică. Păi e o încurajare pentru noi. Numai că la un moment dat, în vedere, se întâmpla ceva. Toate florile udate se ofileau. Și când sora care a avut vederea s-a uitat în găleata lui cu care uda, a văzut un fel de motorină deasupra. Nu era apă. Și a spus, frate, învățătura ta nu-i sănătoasă. Tu omori membrii care te ascultă. Așa s-a revoltat omul ăsta, pe mașină până acasă. Încearcă să-i explic, frate, dar Domnul ți-a vorbit ca să te schimbi. Poate trebuie să-ți revizuiești atitudinea. N-a vrut nici de cum să accepte că învățătura lui nu e sănătoasă. Și cu toții îi spuneam pe mașină, frate, dar să știi că de atunci când predici, biserica e împovărată. Tu nu aduci bucurie, tu nu aduci pace, tu aduci numai dușmănie între oameni. Că așa îi întărâți și atâți pe oameni, de mai degrabă nu te punem să predici. Dar și dacă nu te punem să predici, are rău că predici pe la colțuri. Și mai tare strici. Și mai degrabă îl punem pe unul la amvon să strice o dată la 2 luni, decât să strice în fiecare zi. Că el nu se poate înfrâna și nu poate să înțeleagă că dacă nu-i chemat de Dumnezeu să ude cu apă florile Domnului, decât să uzi cu motorină, mai degrabă să nu mai uzi. Și omora florile lui Dumnezeu. Frați și surori, cel ce ține cele 7 stele în mâna lui, se adresează liderilor bisericii și cheamă în primul rând pe ei, treziți-vă,
Și ceea ce faceți voi să aducă viață peste biserica mea. Să aducă viață în poporul meu. Uitați acum soluția de îndreptare pe care o are Dumnezeu. Începând cu versetul 2 la versetul 4. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte. Ce rămăsese oare în biserica din Sardes? Intuiția mea e că în biserica din Sardes rămăsese puțină credință. Credința din ei nu dispăruse complet. Mai aveau o fărâmă de credință, pentru că în versetul 3, după aceea le se spune, adu-ți aminte dar cum ai primit și auzit. Ce au primit ei? Credința care a venit în urma auzirii cuvântului. Și Dumnezeu le cere să-și aducă aminte de credința pe care au primit-o prin cuvântul lui Dumnezeu și să se țină de această credință. În momentul în care te afli într-o stare de moarte, singura care te poate ține este credința ta. Petre, Satana v-a cerut să vă ceară, dar eu m-am rugat să nu se piardă credința ta. Dacă se pierde credința pe care o ai, chiar și credința aia mică, nu mai ai șanse să te îndrepți. Pentru că singura ancoră a sufletului tău e credința în Dumnezeu. Trebuie să crezi că Dumnezeu vrea ceva de la tine. Trebuie să crezi că Dumnezeu vrea să te ridice. Trebuie să crezi că Dumnezeu vrea să te scoată din starea de moarte și să spună stai drept înaintea mea. Trebuie să crezi lucrul acesta. Dacă nu crezi cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu poate să lucreze cu tine. Dar în momentul în care tu crezi, tu declanșezi prin credința ta puteri supranaturale și Dumnezeu va veni să spună, mă duc să vin în ajutorul copiilor mei, căci ei cred. Cred. Veghează și întărește ce rămâne. Doamne, dai puțină credință. Dar puțină credință, oare ne poate reabilita? Da. Puțina credință trebuie pusă în locul potrivit. Aduceți-vă aminte că pe timpul lui Ilie, Dumnezeu îl trimite la o văduvă din Sarepta și îi spune să se ducă și să locuiască la văduva aceasta. Și Ilie, într-un fel nepoliticos, îi spune, fă-mi o pâine și adu-mi-o. Și văduva spune, domnule, nu mai am decât pentru o turtă, mi-am propus să mănânc eu și fiul meu și după aceea vom muri. Nu mai am decât o mână de făină. Și Ilie îi spune, dacă vei pune mâna aceea de făină în locul corect, făina nu se va termina și uleiul nu se va termina. Pune puținul tău în mâna lui Dumnezeu. Și vei vedea cum Dumnezeu va lua credința aceea puțină și va face din ea o forță care va clătina munții și va despica apele. Pentru că prin credință noi putem să facem lucruri miraculoase. În momentul în care ne punem credința în singurul Dumnezeu care poate lucra și ne poate schimba viața. Ai puțină credință, dar ce faci cu credința aceasta? Unde te duci cu credința aceasta? Și o tendem în seara aceasta, pune-o la picioarele lui Dumnezeu și spune, Doamne, am puțină credință, dar n-am unde să mă duc cu ea, vin la Tine. Și Dumnezeu îți promite că dacă vei întări ce rămâne, El te va binecuvânta. Ce-i sugerează Hristos bisericii? Ține credința și pocăiește-te. Din nou, îndemnul acesta tot prezent în cele 7 biserici. Pocăiește-te. Veghează că dacă nu voi veni la tine ca un hoț. Voi veni peste tine ca un hoț. Și acum în versetul 4, Hristos se întoarce către rămășița aceea credincioasă și spune totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Aș vrea să cred că Dumnezeu nu a părăsit biserica din Sardes și din pricina celor câteva nume care erau în Sardes. De multe ori Dumnezeu se îndură de o biserică nu că cei din fruntea bisericii sunt cu moți în frunte, ci pentru că sunt în biserică oameni care plâng și se roagă necurmat înaintea lui Dumnezeu. Sunt în biserică oameni care au o pasiune pentru lucrarea Domnului. Dumnezeu își ține încă biserica pentru că sunt câteva nume care s-au hotărât să se sfințească și să caute fața lui Dumnezeu. Și eu cred că orice biserică de pe fața pământului, dacă stă în picioare, stă și datorită acestor câtorva nume care se roagă necurmat înaintea lui Dumnezeu și care mișcă cerul și mișcă mâna lui Dumnezeu. Pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celor neprihăniți. Mare putere are rugăciunea ta când mijlocești pentru biserică. Știu că unii s-ar putea să spună, frate, dar eu ce mare lucrare fac în biserică?
Dacă faci parte dintre cei puțini care nu-și mânjesc hainele, care se roagă necurmat pentru poporul lui Dumnezeu, să știi că datorită ție și datorită celorlalți, Dumnezeu își ține încă biserica. Dacă n-ar fi existat în Sardes câteva nume care să mijlocească pentru biserică, Dumnezeu și-ar fi abandonat biserica. Pentru că ar fi declarat-o moartă, fără șansă, fără șansă de reabilitare. Dar erau câțiva care cereau viață de la Dumnezeu. Și acum Dumnezeu vine la biserica aceasta moartă, care își număra ultimile clipe și rostește o binecuvântare în versetul 5. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Atenție! Problema în Sardes ținea de hainele pe care le aveau. Ei aveau hainele neprihănirii proprii, hainele fariseismului, hainele legalismului religios, și Dumnezeu spune că astfel de haine nu poți să stai înaintea mea. Tu ai nevoie de hainele neprihănirii lui Hristos. Ai nevoie ca El să-și dea haina pentru tine. O haină curățită prin sângele Mielului. De haina aceasta avem noi nevoie. Avem nevoie de o haină curată pe care ne-o dă Dumnezeu. Haina religiei noastre nu ne învetnicește să intrăm în ceruri. Va veni o zi când Dumnezeu ne va trage așa de mânecă și ne va spune: prietene, dar ce haină ai tu pe tine? Păi, Doamne, haina asta mea, mi-am curățit-o eu cum mi-am imaginat. Dumnezeu ne va spune: nu, tu ai nevoie de niște haine speciale pe care doar Fiul meu ți le dă. De aceea spune Domnul: cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Problema în Sardes era de asemenea o problemă de identitate. Urmăriți, vă rog, cum abordează Dumnezeu problema aceasta. În versetul 2, îți merge numele că trăiești. În versetul 4, ai acolo câteva nume. În versetul 5, prima parte, jumătatea versetului, de fapt, nu-i voi șterge numele din cartea vieții, ca în ultima parte să spună: voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu. Putem să avem un nume bun înaintea oamenilor și să avem un nume rău înaintea lui Dumnezeu. Aș prefera să avem un nume bun înaintea cerului și să avem un nume rău înaintea oamenilor. Pentru că nu oricine, spune Domnul în Matei capitolul 7, versetul 21-23, nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și versetul 23 ne spune că Domnul într-o zi va spune unor oameni: plecați de la mine, căci nu vă cunosc. Care este numele tău? Ești cunoscut înaintea lui Dumnezeu? Poate că ai un nume celebru. Poate că ai un nume faimos. Ai, fratele cu tare, mai predică bine. A, ajută pe toți, măi, un om deosebit. Dar să nu te interesezi ce spun oamenii despre tine. Deși este important și ce spun oamenii despre noi. Ceea ce ar trebui să te preocupe în seara aceasta e ce nume ai tu înaintea lui Dumnezeu. Îți cunoaște El numele? Îți cunoaște El identitatea? Biserica din Sardes avea un renume bun înaintea oamenilor, dar înaintea lui Dumnezeu numele bisericii era mort. N-aveau niciun nume înaintea Domnului. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Vă provoc să meditați săptămâna aceasta. Se poate șterge numele nostru din cartea vieții? Știu că este un subiect care a stârnit așa multă revoltă printre credincioși în ultimii ani, cel puțin. Depinde din ce perspectivă abordezi lucrurile. Vă spun în seara aceasta doar un singur lucru. Ești gata să-ți riști veșnicia interpretând greșit un verset? S-ar putea să spui: frate, dacă Dumnezeu m-a ales înainte de întemeierea lumii, nu se mai poate șterge numele meu de acolo, indiferent de ce voi face eu. Dar eu te întreb în seara aceasta, dacă tu trăiești în păcat, dacă tu ești într-o stare de moarte și nu vrei să te pocăiești și te amăgești că Dumnezeu nu mă poate lepăda, ești gata să riști lucrul acesta? Sau ești gata să citești versetul acesta într-un mod simplu și să iei avertismentul ca fiind ceva real? Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Că venim noi cu explicații de genul: frate, dacă un om
e mort spiritual, înseamnă că n-a fost scris niciodată în cartea vieții. Lucrul acesta mai puțin contează de cum abordăm problema. Problema stă în felul următor. Nu se cade, nu se merită să ne riscăm veșnicia pe baza interpretării greșite a unui verset. Dacă teoria ta că mântuirea nu se pierde niciodată, indiferent de ce faci, e greșită. Și îți riști mântuirea. Și îți riști veșnicia. Dacă în seara aceasta Dumnezeu te cheamă să te trezești și îți spune, omule, în starea în care te afli de moarte, nu poți visa la veșnicie. Nu poți visa la pășune și la grânare cerești. Este timpul să te trezești, pentru că cel ce se va trezi va moșteni împărăția lui Dumnezeu. E o vreme de har pentru noi în seara aceasta. Dumnezeu ne cheamă să ne apropiem de El. Dumnezeu ne cheamă să ne trezim din somnul morții. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte. Și când auzim mesajul acesta, să nu ne întoarcem pe cealaltă parte. Este vremea ca Biserica lui Hristos să înțeleagă că fără Duhul lui Dumnezeu nu poate prospera și nu poate să ajungă la nivelul pe care îl cere Dumnezeu. E nevoie pentru noi în seara aceasta să ne venim în fire, să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima și să ne trezim din somnul morții. Amin? Amin. Pentru că în momentul în care auzim chemarea lui Dumnezeu, chemarea aceasta înseamnă har pentru noi. Chemarea aceasta înseamnă dragoste. E Dumnezeu care se apropie de pacientul lui, care e în stop cardiorespirator și apasă pieptul și administrează șocuri electrice. Dar asta e tot o metodă de dragoste. Chiar dacă nouă ni se pare că Dumnezeu e dur cu noi, chiar dacă nouă ni se pare că Dumnezeu nu mai are milă față de noi, asta e o milă deplină. Când Dumnezeu se apropie de un mort spiritual și îl zguduie puternic, asta e dragoste. Pentru că ne iubește atât de mult încât vrea să ne dea viață. Și ceea ce ne interesează pe noi e să lăsăm pe Dumnezeu să ne inunde cu viață, lăudat să fie numele Lui. Facă bunul Dumnezeu ca să fim gata să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze. Amin? Avem noi o cântare pe care aș dori să o cântăm cu toată biserica. Ridicați pe picioarele noastre. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Dar aș vrea să cântăm această cântare nu din obișnuință. Ar vrea să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne atingă inimile în seara aceasta. Avem nevoie de viață, frați și surori. Avem nevoie de atingerea miraculoasă a lui Dumnezeu. Avem nevoie ca El să ne copleșească inimile. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Să cântăm din toată inima. Și atunci ne vom ruga Domnului ca El să se atingă.